invitații săi, Victor Botoșmen și invitați din țară, care au expus astăzi, deci fiind toamna, toamna se numără roboții, deci noi astăzi numărăm lucrările realizate în vară și pe care le-am expus aici pentru a fi vizionate. Cuvântul doamnei Ana Florescu pentru a ne spune câteva cuvinte despre artiști și picturile sale. Lor. Bine ați venit la salon. În ultima vreme, la galerii, au fost 3 saloane. Ca la un spital. Spital pentru artă, până la urmă. Spital pentru a ne vindeca. Au fost artiștii naivi, au fost artiștii care au interferat cu muzica, cu teatrul, cu poezia și artiștii care au găsit interferențe cu toamna. Anul viitor, salonul nostru se extinde, vom vindeca mai multe lucruri, poate, mai multe suflete, pentru că ne-am propus vreo 17 expoziții. Dar cu ajutorul dumneavoastră, sperăm să... 20. Facem, să le facem pe acestea și vorba fostului curator al celuilalt salon să facem vreo 20. Că artiștii creează, artiștii au un suflet atât de deschis și nu se cramponează de toate greutățile inerente ale existenței și așa cum domnul Prodan spunea, încă un salon. Să poftim să ne luăm pilula. Florin Prodan. Peisaje, vreo 9 la număr, cu toamnă, fără toamnă, cu nud compozițional, cu o natură statică, o recoltă bogată pentru un artist care încearcă să își croiască un drum al său și un artist care încearcă și să organizeze și alți colegi de pasiune, alți colegi de breastră, în organizarea acestor saloane. Victor Foca, dintr-o generație mai mare în an, dar păstrându-și aceeași tinerețe, vine cu jocuri de umbre și lumini, cu jocuri de forme și credințe. Doamna Talida Grunzac ne aduce în lucrarea sa zbuciumul de lacrimi, furtuna de idei și fiind o lucrare abstractă, fiecare, privind-o, își poate găsi sau regăsi propriul interior. Barbă Lată Valentin ne-a obișnuit de o vreme să redea viața lemnului sub semnul credinței și al istoriei, vedeți steagul dacic, și să transforme osul în adevărate obiecte de decor. Constantin Ungureanu previne pesimezele noastre cu 3 lucrări, 2 naturi statice care ne introduc într-o lume calmă, a liniștii interioare și zbuciumul unei flori care încă își mai amintește de vara care tocmai s-a terminat și care tocmai s-a transformat într-o toamnă care încet, încet are iz de iarnă. Pentru că acum anotimpurile nu mai sunt ca altădată, la fel cum nu mai sunt nici oamenii. Domnul Cuivan Gheorghe translatează culorile toamnei înspre anotimpul care bate la ușă. Deci vedem acest peisaj urban în miez de iarnă. Iar George Spaiuc colindă orașe și sate, având cu sine drept călăuză culorile toamnei, dar și mireasma florilor din glastre. Leonard Adrian Meliș, suceveanul, transferă cu finețe paleta coloristică a verii către nuanțele cromatice ale toamnei.
am încercat să iau autorii în ordinea în care sunt expuse lucrările pe simeze. Valeriu Daniel Năstase aduce toamnă ofrandă crizanteme și crăciunițe realizate într-o sensibilă paletă cromatică care prevestește albul inocent al iernilor din noi. Un peisagist îndrăgostit de culorile sozopolului, Petre Chirea, ne poartă într-un peisaj în care marea se îngemonează cu muntele și în care prezentul se împletește cu trecutul pe străvechile străzi ale orașului. Vlad Anuța aduce cu sine lumea tihnită a satului, dar și bogăția recoltelor toamnei. Indiferent de anotimp, împreunarea mâinilor în triada rugăciunii este invitația la meditație, la regăsirea Dumnezeirii din noi, pe care ne-o face Ionuț Gafițeanu, prezent și printr-o a doua lucrare pe care o veți regăsi în partea cealaltă a sării. Recoltele toamnei la Florin Grosu se materializează în chipul femeii, într-o onirică redare, în care autorul folosește cu generozitate întreaga paletă cromatică autumnală. Timișoreanul Paul Toroni aduce în compoziția sa abstractă aceleași minunate culori pe care numai Dumnezeu le-a putut dărui toamnei și pe care, păstrând aceeași linie tematică, Marcel Alexa le transpune în universul tihnit al casei țărănești, un peisaj autumnal, dar și hibernal, emiresmat de parfumul florilor târzii. Peisajele urbane sunt povara coloristică, sub povara coloristică a toamnei, crizanteme cu iz de iubire târzie, o lume calmă și liniștită a orașelor patriarhale, le regăsim în transpunerea artistică realizată de Aurel Azamfirei. Silviu Babi nu vrea să schimbe atât de variatele nuanțe ale anotimpului vara spre a ceda locul toamnelor și depășește cromatica acestui anotimp trecând direct în anotimpul hibernal. Ultima dintre lucrări pe care o veți vedea în capătul sălii. Ultima sau prima, pentru că întotdeauna spațiul acesta expozițional nu are început și sfârșit, chiar dacă se limitează firesc prin ziduri. Veronica Mocanu, sensibilă la farmecul și bogăția vegetației, verii, rămâne aceeași incurabilă romantică, visând la parfumul florilor, cele de vreme, cele târzii. Aida Șuștel, așa cum s-a regăsit și ne face să ne regăsim și noi în ultima vreme, ne prezintă două dintre chipurile unor sfinți români care au însemnat și înseamnă ceva pentru spiritualitatea creștină, pentru spiritualitatea românească. Maria Plăușelu împletește anotimpurile într-un joc de frunze și maci, semn al unor iubiri trecute, iubiri viitoare, și ne transpune în lumea pastelată a lui Liviu Șoptela. Liviu melancolic, sensibil, care nu vrea să se desprindă de vară, care redă în florile sale acel zbor de fluturi, acea credință în tot ceea ce face și care completează începutul cu Florin Prodan, sfârșitul într-un început cu Liviu Șoptela, într-un capăt sau între un capăt și altul, e toamnă, sunt pilule pe salon și noi suntem pacienții. Pacienții de astăzi în salonul artei. Vă mulțumesc!
Dar înainte de asta, vreau să vă spun că niciun lucru bun nu rămâne nepedepsit. Și orice pedeapsă o luăm pe lumea asta. Câțiva dintre noi, inclusiv galeriile de artă Ștefan Lucian, și-au primit pedeapsa. La Suceava există un om deosebit, pe numele său Tiberiu Cosovan, care iubește artiștii și care a reușit să-și facă un nume în ceea ce înseamnă ziaristul de artă. Și a editat vreo 3 volume până acum, în care prezintă chipuri de artiști. O parte dintre artiștii botoșăneni, mai prezenți decât alții, în diverse expoziții, în diverse tabere, au primit din partea domniei sale câte un volum și, cu permisiunea dumneavoastră, între cele două pilule, dați-mi voie să le înmânez cărțile respective. Și să doresc și celorlalți să apară în asemenea volume și să le considerăm ca rețete pentru artă, pentru că toți suntem în salon. E vorba de domnul George Șpaiuc. Domnul Florin Grosu și domnul Liviu Șoptelea. Și mai este un volum pentru galeriile de artă Ștefan Lucian, despre care în ultima vreme a început să se vorbească că ar fi un loc unde se vindecă multe. Cu ajutorul dumneavoastră. Vă mulțumesc! Și acum invitația mai pragmatică a domnului. Deci rămânem la o cafeluță în continuare și trebuie.